Investitorii nu se înghesuie să-și deschidă afaceri la Târgu Jiu. Potrivit unui buletin statistic al județului Gorj, în luna iulie a fost înregistrată o singură firmă străină, cu un capital de doar 45,2 euro, interesată să investească în județul nostru. Investitorii străini, întâi de toate, își fac niște calcule care să îi convingă că a desfășura o activitate de producție, mai ales că despre asta vorbim, asta ne interesează cel mai mult în județul Gorj, poate să le aducă profit. Ce înseamnă acest profit pentru ei? Este clar, dacă le convine, deschid afacerile, dacă nu le convine, pleacă și se orientează spre alte zone care, conform studiilor lor, ar putea să le aducă mai multe beneficii. Ba mai mult, vicepreședintele Consiliului Județean, Ciprian Florescu, a declarat că este foarte greu să atragi investitori străini la Gorj. Dacă ne luăm după statistică, sigur că nu sună bine. Însă și dumneavoastră știți la fel de bine ca și mine, ca și toți cei care lucrează în administrație, că nu este atât de ușor să vorbești despre investiții străine, mai cu seamă că în ultima perioadă acțiunile reprezentanților administrației s-au intensificat în încercarea de a atrage fonduri străine sau firme străine de a dezvolta afaceri în județul Gorj. Nici luna iunie nu a adus prea mulți investitori. 3 societăți comerciale cu capital străin au fost interesate să investească în Gorj, valoarea capitalului social fiind de doar 184,4 euro.